Salut, eu sunt Alex și astăzi o să vă prezint un nou episod de Clash Royale de pe acest canal. Acum te vedeți, avem două silver chesturi. Hai să le deschidem. Ezra Gold, un Betrem și 11 Gold. 11 mortar. Hai să facem Betrem. Jucăm contra unul de level 10. Wow, deci are și lava ca mine de 2. E un horde, o să bag. Deci bag chiar fără bag într-o fără. Da, dar nu pot să crezi fără bag într-adevăr. Da, deci acum cei 3 skeleton sunt 4 ca înainte. Înainte erau 4 skeleton. Wow, cât de loc. Hai de prins. Bine prins. Da, e lanternă clar. Pero are minions de monster. Nice. Nu o să fac nimic, aștept ca el să bage ceva. Pentru că pot stau așa pe mine. Bun, să nu le fac pe LOL, are grave de 2, cred. Am și eu grave, dar el îl am de 1. Știți motivul pentru ăla mea mișcă? Hai prins! Oare mă fie hero? Oare îl batem cu 3-0? 3-0, da. Deci. Wow, au schimbat emblema clanului. Sunt doi prieteni conectați, Andrei și Jeff. Da, prietenul meu Gabi, dar îl cheamă Te. I-a picat Lumberjack și prietenul meu Cepăreanu, care și-a pus cepe, i-a picat Miner, dar nu-l folosește și prea mult cu vorba, hai la treabă. Nu, n-am vrut să bag acolo greșeală. Am pus foarte prostiu, dar n-am vrut să bagă gol. Wow, fixi gol. Să știți că Knight-ul, dacă l-ai de level mare, e super OP. Orice comună care ai de level mare e prea OP, frate. Chiar și cei 4 scheleton, dacă e de level mare, e ceva. Pentru că poate să oprească prințul, dacă ne gândim logic. Sau, na, un hog rider. Băgăm combinația prinț cu minion horde. O să vedem. A băgat guard. Ah. Era mi-a sigur că o să se descurci. O prințesă. Da, poate unii zic că nu prea bag bine
Prințesa sau ceva de genul. Unii sunt mai buni decât mine, nu pot să zic că sunt cel mai bun. Și dar eu bag, cum cred eu. Cu ce m-a oprit el la grei? Da, dar dacă o să bag grei, sigur o să bage Baby Dragon. Nu. Deci și fix Inferno Tower. Ai două legendare până acum, tu știu. Pare bine, cu și de loc. Nu știu, n-am ce să mă poate la fight. Să te bagați. Și cum nu am port de acolo, o să bagi poate și ea. Încă un Inferno Tower care mi l-am distrus, dar avem probleme cu gheții. Foarte e problema. Bună, ai prins. Am mai rămas cu foarte puțină viață prinsă. Dar n-a dat taur, nu l-a dat în lava. Și am distrus turnul. Acum lucrul pe care trebuie să-l fac e să stau pe apărare. Nu e o problemă. Da, am bătut cu 1 la 0. Nice golden chest. Nice. Avem 2 golden chesturi. Ce sunt? Distrugătorul. Hai și completăm. Tot cu unul de level 10. Bine, de 1 l-are. Nice, nu dă minerul. A băgat fix ce trebuia să bagi. Așa tanchează și e bine. Oh, m-a rupt. Deci m-a rupt clar, bă. Să fiu sincer, nu știu, eu cred că voi pierde. O prințesă în spate. Da, știți că am avut o perioadă în care eu nu îmi foloseam o prințesă. Hai să băgăm în deloc. Așa de maschetire. Hai să băgăm pe altar să-i distrugă. Și după distrugă. Nu, fuck you. Nu aș că mai rămas un. Este. Nu știu. O să bag Lava Hand. Deci până acum am... Nu au fost faze de-astea periculoase. Fireball. Princesa. Nice. Nu, te rog. Wow, are elect. E fericită, nu? N-are ce face. Fericit. Hai că... Hai, zic că nu ce vedem. Deci am dat ceva din aici. Acolo, dar n-am ce face. Bine că n-am găsit din nou încor. Adam și e mult de mult clar.
clar, să-mi devine și el. Nu! Ma! What? Îl bat, îl bat, îl bat! Este vă gudcui! What? Da, îl bat clar. Aș fa bine gudcui. Ești foarte greu. Jucava bine. Avea electro miner. Asta avea deloc miner. Asta avea efizor de 2. Lava hand de 2. Tot ce drept pe ei. Da, și azi la un prieten de-al meu i-a picat Inferno Dragon din Free Chest. Da, și hai să vedem și noi meciul ăsta. E postat de un bine de clan. Distrugătorul cu Hassan. Wow, Riliu ești de 1. Nice, bro. Sunt și dacă nu băga Valkyrie. Era papa turnul. Bine, băgăm în joc. Magic! Fără, bă! Ei, l-a bătut cu 3-0. Hai și cu un dark acum. Cu rage. Ma. Rage. Ma. L-a făcut praf la fază. Uitați să și voi ce ar de aici alei. Pa, pa, tu, Twin Tower. Clar, da, clar, clar, clar. Dar după câte ați mai văzut, noi am făcut clan chest-ul și se va face, iar va fi peste 3 zile și 11 ore. Să mergem la friends, sunt 4 acum, 4 friends, o să mă la unul dintre ei. Stai, unde? Da, uite, ăsta, pitrinul ăsta are un Inferno Dragon. L-a rupt. Oh, dacă am băgat barbarul după. A băgat bine. Da, dar, din păcate, nu mai avem timp să ne uităm. Și cam acesta a fost videoclipul, la revedere!